pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud. La data de 22 februarie anul curent, în baza sesizării și în urma verificărilor efectuate, polițiștii clujeni au început urmărirea penală în cazul bărbatului găsit decedat în clinica medicală 2 din Cluj-Napoca. Urmărirea penală a fost începută pentru comiterea infracțiunii de ucidere din culpă. Cine va sesiza? Sesizarea a venit din partea personalului medical al clinicii medicale 2. Ce spunea sesizarea pe scurt? Despre faptul că acest bărbat a fost găsit decedat undeva pe scările care duceau spre anfiteatrul unde se lucrează cu studenții, studenții la medicină. S-a menționat de cât timp era dispărut? Nu. Okay. Agent șef principal de poliție, Traian Morar, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Cluj. Cum s-a întâmplat acest lucru și când l-ați găsit pe pacient? Din relatările secției clinice și din informațiile pe care le avem și ancheta scurtă pe care am făcut-o noi, pacientul a fost într-adevăr internat pe secția medicală 2. A fost vizitat în jurul orei 16 de aparținător și n-a fost găsit în salon. Colegii au spus că a plecat în jurul orei 14 din salon să-și pună o sticlă cu apă în frigider care este pe holul secției și nu s-a mai întors. În momentul în care s-a așteptat să văzut că pacientul nu e, a fost anunțat medicul de gardă. Medicul de gardă împreună cu asistentele infirmierele au început să caute pacientul, nu l-au găsit. În condițiile acestea au sunat poliția, a venit și poliția l-a căutat, iar pentru că pacientul nu era în spital o bună bucată de timp, pacientul a fost externat. S-a anunțat conducerea. A doua zi dimineața pacientul n-a venit, a venit aparținătorii pe secția clinică, au venit și la mine, mi-au spus ce s-a întâmplat și eu am avut o discuție cu aparținătorii. Deci la ora 10 pacientul nu era găsit de aparținător, deși ei au spus că s-au dus și au întrebat și poliția, l-au căutat și ei. Erau nemulțumiți, erau revoltați, vroiau să depună o reclamație, sigur, era dreptul lor să facă ce vroiau, dar exact eu le-am spus, vă rog, adică vreau să vedem, de fapt, ce este cu pacientul. Dacă pacientul este viu, puteți să faceți ce considerați de cuvință, dacă pacientul nu este viu, puteam să credem orice, deja lucrurile se complică. Cu asta ne-am despărțit de fiul domnului, parcă da, fiul era, iar după jumătate de oră am primit telefon de pe secția clinică că a fost găsit un pacient, pacientul care era dispărut, însă pacientul este decedat. A fost găsit pe scările de acces la anfiteatru, scări care nu sunt de acces pentru personal, deci noi nu avem ce să circulăm pe acolo. În condițiile astea, medicul de gardă s-a deplasat pentru că, de fapt, informația era că e un pacient la care e rău, nu se știa dacă e decedat. Medicul de gardă a constatat decesul, s-a sunat poliția, procuratura, cadavrul a fost luat de IML, iar în prezent este o anchetă a poliției și a procuraturii. Bun, a fost căutat pacientul și pe acele scări când s-a constatat că este dispărut? De către poliție, de către dumneavoastră? Nu știu
ce traseu a căutat poliția, pentru că n-am fost informați care a fost și conținutul anchetei poliției. Asistenții și medicul nu că n-aveau ce căuta pe scările respective, pentru că nu era accesul pentru personal și pentru pacienți pe acolo. Deci s-a mai întâmplat ca pacienții să meargă în zona aceea? Secția este o secție cu foarte multe intrări și ieșiri. E o secție într-o clădire veche. Noi conviețim cu studenții împreună cu Facultatea de Medicină. Nu poți să închizi uși, căi de acces, pentru că închizi căi de comunicare cu o altă clinică, închizi căi de acces la amfiteatru, iar la amfiteatru mai merg și studenții care sunt în stagiu. Deci ce ar fi putut căuta acolo pacientul? Nu știu ce ar fi putut căuta, nimic. Însă pacientul nu trebuia imobilizat, nu trebuia ținut într-un salon închis, pentru că patologia lui nu necesita o astfel de supraveghere. Deci pacientul era bine, să zicem. Nu trebuia să fie imobilizat la pat și nici monitorizat. Bun, ce se face, care sunt regulile în cazul dispariției unui pacient? Dumneavoastră, care e primul pas care se face? Să aveți un protocol anume când cineva dispare? Deci când pacientul pleacă din spital sau nu mai dorește să rămână în spital, pentru că poate avea și o astfel de opțiune, pacientul practic este externat pentru că nu figurează în spital și trebuie să îl externeze. Externat fără acordului sau fără să semneze? Externările nu se fac cu acordul pacientului sau cu semnătura pacientului. Semnătura pacientului o luăm când nu mai dorește să rămână în spital și optează pentru externare la cerere. Atunci este semnătura pacientului. În cazul de față, acest pacient a dispărut. Nu mai știa unde e, nici măcar familia. Și spitalul a externat pur și simplu ca să ce? Să scape de obligații? Sau? Spitalul nu-l mai avea în supraveghere. Nu poți să rămâi cu un pacient internat de pe o zi pe alta, pentru că pacientul nu este, ai constatat la ora 16, că nu mai ai acest pacient. Practic, se putea întâmpla orice. Putea ca pacientul să fie fugit, să fugă din spital, putea să facă o crimă, putea să facă un accident, putea să fie orice. Deci, suntem responsabili până când avem pacientul în pat. După care, nu mai putem avea responsabilitatea pacientului. Familia a depus plângere la poliție? Nu știu. Domnul, fiul domnului era revoltat. De fapt, asta era obiectul întâlnirii, revolta. Sigur că mie mi se părea revolta un pic secundară faptului că nu l-am găsit. De fapt, noi nu știam ce s-a întâmplat cu pacientul. Putea fi foarte bine, putea să fi făcut orice. Un infart miocardic acus, un stop cardiorespirator. Asta știu de la... N-am documentat, asta știu de la IMELE. Ce? Nu mai rețin acum exact ce afecțiunea, da. Dar, da, era un vechi potator. E posibil să fi făcut acel accident vascular, ați spus? Nu. N-a fost accident vascular, a fost infarct miocardic. Infarct miocardic din cauza că, nu știu, a fost fix sau ceva, eu întreb că nu cunosc. Cum poți ajunge la un infarct miocardic? Oricum. Oricum poți ajunge la un infarct miocardic. Oricum poți ajunge, nu știm care a fost antecedentele cardiace. Deci, oricum poți ajunge la un infarct. E cale de acces. Dar cale de acces care nu avea ușă deschisă. Deci n-a ieșit, nu putea să iasă în curte. Da. Din ce ai discutat cu familia, ce s-a întâmplat cu domnul Ciurte la chirurgicală 2? Acolo vorbim despre o dublă
tragedie. În primul rând vorbim despre o moarte tragică și vorbim despre un context cumplit. Un pacient care nu este găsit timp de 20 de ore, o familie care a fost tratată cu dispreț de persoane care ar trebui măcar să arate empatie, solidaritate. Ce să vorbim de organizare? Este cumplit că nu a existat un plan de căutare, nu a existat o coordonare acestuia și ce mai rău este că acea clinică are numai puțin de 5 ieșiri nesemnalizate corespunzător, scări întortocheate, un labirint al morții. Este o clădire din secolul XIX care arată cumplit și care nu are niciun fel de sistem de supraveghere. Practic, acel om a fost căutat în parc, a fost căutat pe la baruri, a fost căutat pe strada unde este spitalul, când sora acestuia striga, vai de mine, dacă e cumva mort și noi nu știm chiar în această clinică. Și din păcate, presentimentele ei s-au adeverit. Fratele ei decedase pe una dintre scările întortocheate din această clinică. Ziceai că familia a fost tratată cu dispreț. La ce te referi? Mă refer la faptul că familiei nu i s-a transmis măcar condoleanțe, cereri de scuze din partea spitalului. N-au simțit că personalul îi pasă că s-a întâmplat o tragedie. Acest lucru este cumplit. Am făcut eu în locul celor care ar trebui să facă acest lucru și îmi pare rău că în România se moare în asemenea condiții și mai ales cel om avea o mamă, mamă care a aflat că fiul ei a murit în spital, dar nu în pat sau în sală, ci pe niște scări. Și mai exact, cum se putea preveni o astfel de tragedie aici, la Medicală 2? Se putea preveni printr-un sistem de supraveghere video sau printr-un protocol respectat de căutare a unei asemenea bolnav. Ce facem când un bolnav dispare după o oră sau două? Unde îl căutăm? Cine îl caută? Cine pune în aplicare un asemenea plan? Și de aceea voi apela la ministra sănătății, care pare o femeie empatică, să facă ceva în acest sens, să verifice dacă acele planuri se respectă și dacă există protocoale care să facă această căutare mult mai rapidă și mult mai eficientă. Știi cumva dacă familia va face demersul mai departe, va depune plângeri? Știu sigur că familia este împietrită de durere și este împietrită de cinism. Ieri când am mers cu nepoatele acestui domn care a decedat, s-au izbit așa de un zid rece. Șefa secției FODU era mai interesată să nu filmez eu, să-mi interzic accesul, decât să fie interesată să transmită această căldură umană. Până la urmă a murit cineva și ar trebui să ne pese și să arătăm că ne pasă. Cine crezi că e vinovat pentru ce se întâmplă? Vinovați suntem noi toți. Un sistem bolnav, o clădire din secolul XIX, un labirint al morții, lipsa camerelor de supraveghere, un personal subdimensionat, vorbim despre 4 asistente la 100 de bolnavi, e vina noastră. Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud.